facem diferența între un hipnoterapeut și un impostor. Pentru că până la urmă să ne lăsăm viața noastră emoțională, igiena și sănătatea de fapt emoțională pe mâna oricui nu prea este în regulă. Adică... În zilele noastre cred că abundența informațiilor care vin către noi și mai ales canalele media ne pot fi de ajutor. Nimic nu ne împiedică să căutăm un hipnoterapeut pe site-ul colegilor psihologilor din România. Putem afla dacă are o formare specifică în hipnoză, în hipnoterapie. Acesta ar fi, să spunem, un prim. Da, primul pas, practic. Da. Este ok să căutăm informații despre persoana respectivă, recomandări. Fiindcă știm bine, poate să fie absolvent de psihologie sau de medicină sau de științe asociate, însă obligatoriu ar trebui să aibă o formare și în hipnoză, hipnoză clinică, hipnoză ericksoniană. Adică, practic, până la urmă, doar să citești despre sau să vezi filmulețe cu Erickson, cum am văzut la formare, da, nu este suficient. Adică trebuie să urmezi un curs, trebuie să faci anumite, și e un trebuie funcțional ăsta, să faci anumite exerciții. Este practic un antrenament, până la urmă, pe care tu îl faci la școala pe care o urmezi. Adică nu e așa... Da, și noi, hipnoterapeuții, am exersat în timp, ne-am antrenat ca să putem utiliza această strategie, această metodă pentru vindecare în relație cu oamenii. Nimic fără antrenament, nimic fără muncă. Chiar da. Și Erickson, nu e așa, a muncit din greu zeci de ani. Nu știu dacă știai, dar el la început a fost directiv, apoi experiența l-a obligat să introduc acest stil permisiv în raport cu specificitatea fiecărui om și dându-i fiecăruia libertatea să aleagă chiar și timpul de transă dorit. Dorit. Și iată cum și maestrii învață și cum și maestrii se adaptează și de fapt nu e nimic bătut în cuie și ne adaptăm din nou, da, clientului și nevoilor lui. Exact. Și un bun hipnoterapeut are nevoie de sute de mii de ore de practică pentru a reuși să-și dezvolte aceste tehnici de inducerea transei, de a crea schimbarea în interiorul transei și urmând apoi schimbarea în viața naturală a omului, fiindcă ceea ce ne interesează de fapt este o schimbare, este o optimizare a vieții omului, a relațiilor lui cu ceilalți, a relației lui cu sine, poate diminuarea unor emoții disfuncționale, negative, poate dobândirea unui mai mult autocontrol, tot spune aici de fumat. Da, se poate utiliza hipnoza și în fumat sau în temperarea, în diminuarea anumitor comportamente legate de adicții, de alcool. Însă și pentru asta avem nevoie și de alte strategii. Hipnoza poate fi eficientă pe o anumită perioadă a timpului, însă și eu la nivel conștient trebuie să-mi propun și să-mi doresc. Nu să este suficient ceva. Să îmi vină din afară sugerat de cineva sau ca familia să își dorească ca eu să schimb anumite comportamente. Până la urmă ajungem tot la om și la ceea ce își dorește.